Bine v-am regăsit la Super Pariuri, odată cu finala UEFA Champions League și cu meciurile de baraj, meciurile de supraviețuire, promovare. De a doua zi am pus punct partidelor, am pus punct drumurilor legate de echipele de club. Echipele de club intră în vacanță și până o să înceapă meciurile amicale, meciurile de pregătire, o să ne concentrăm pe ceea ce avem în această perioadă, și anume meciuri ale echipelor naționale. Două meciuri vă propunem astăzi, unul foarte, foarte important și unul important. Unul care va duce, care deschide drumul spre campionatul mondial și unul care ne dă așa o campioană intercontinentală, o titulatură mai puțin oficială, semi-oficială să zicem, dar e un meci important cu orgoliile sale. Scoția, Ucraina și Italia, Argentina sunt meciurile, probabil că v-ați dat seama, și începem cu Scoția, Ucraina. Fiindcă e un meci oficial, e un meci foarte important, în joc este calificarea la campionatul mondial. Câștigătoarea acestei partide va întâlni țara Galilor și de aici se va decide ultimul loc la campionat european, la campionatul mondial din Qatar. E primul meci jucat de Ucraina în această perioadă, după tot ceea ce se întâmplă în această țară. Și sigur că emoțiile sunt mari și ale ucrainenilor, dar și ale celorlalți, ale neutrilor, să spunem, evident că Scoția. Scoțienii își doresc să se califice Scoția, dar privitorul neutru se uită cu simpatie la naționala Ucrainei și la problemele sale. Bun, am mai disputat ceva meciuri sub o formă sau alta. Am mai disputat meciuri echipa națională, au mai disputat meciuri echipele de club. E foarte greu însă pentru naționala Ucrainei în acest moment. O vedem pe Scoția favorită și este și normal să fie așa. E totuși pe teren propriu și sunt și circumstanțele de care vorbeam. Hai să vedem ce putem să alegem aici, ce super pariu, pentru că vă propunem un super pariu aici. Ce super pariu vă alegem aici și ce idee de pariu. Vă propunem un super pariu și o idee de pariu, ca de obicei, când avem câte două meciuri. Ne uităm la rezultatele Scoției după Europeanul de anul trecut, în fine Euro 2020, jucat în 2021. O singură înfrângere cu Danemarca, 6 victorii la rând, apoi în meciurile oficiale. În acest an doar amicale a jucat Scoția. Două rezultate de egalitate, cele două rezultate pe care le vedeți în colț cu negru sunt din acest an, cu Polonia și cu Austria. Bun, e delicată situația ucrainilor. În principiu, jucătorii importanți vin din campionate străine, dar sunt destui care joacă și ar fi trebuit să o facă în campionatul intern în Ucraina și pentru care ritmul competițional e o noțiune suficient de abstractă. Ne bazăm așadar pe avantajul Scoției, pe forma echipei, pe acest grafic, pe traseul din ultimul timp și pe ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ideea noastră este 1 victorie, așadar victorie a Scoției pe o cotă foarte bună de 2.33. Iar superpariul pe care vi-l propunem noi aici, câștigă Scoția, așa cum am spus, și vor fi ceva mai multe goluri marcate în repriza a doua, peste 0,5 goluri marcate, așadar în repriza a doua, pe cotă de 2.90. Italia-Argentina este un meci semi-oficial, să spunem. E o partidă care are în joc titulatura de campioană intercontinentală. Italia, campioana Europei versus Argentina, campioana Americii de Sud. E o idee care e de mult așa încolțită prin birouri pe la FIFA, pe la UEFA și așa mai departe. E prima dată când cele două echipe se întâlnesc. Pe Wembley se joacă meciul. Italia, considerată, să spunem, gazdă, se joacă totuși în Europa. Un pic favorită este însă Argentina. Foarte mult echilibru, după cum se vede. Dar Argentina este un picuț aici, se vede la acest 2.65 față de 2.90. Un picuț favorită în fața Italiei. Italia, care știm, a ratat calificarea la campionatul mondial din Qatar. Argentina s-a calificat fără probleme, chiar și cu un meci mai puțin disputat, cel cu Brazilia, care se va juca sub forma unui meci amical în această vară.
dar s-a calificat fără probleme Argentina. Bun, hai să vedem. O să ne uităm pe un grafic și o să vedem numărul golurilor marcate de Italia și Argentina în preliminariile pentru campionatul mondial. Italia 13 goluri în 8 partide. Era bine să fi pus și numărul de meciuri, că e important. Asta, 13 goluri în 8 partide. Argentina 27 de goluri în 17 partide. Ambele au așadar peste 1,5 medie de goluri pe meci. Ambele sunt echipe naționale care marchează. S-au dus vremurile cu Italia trăgând cu dinții de un 0-0, iar ultimele 5 meciuri directe dintre cele două echipe, dintre Italia și Argentina, de fiecare dată au marcat ambele echipe. Ei bine, pe asta ne ducem și noi. N-are neapărat încărcătura unei finale, încărcătura unui meci apric cu un trofeu de importanță colosală, cum a fost finala Champions League, de exemplu, pe masă. Ne ducem așadar spre un meci ceva mai relaxat și spre un GG. Ambele echipe marchează, așadar o idee de pariu care se premiază cu cotă 2. Iar super pariul acestei partide, cele mai multe goluri marcate în repriza a doua și minim o repriză, se termină la egalitate. Cota pentru acest super pariu este de 2,90.